chiar sunt foarte chinuite, nu chinuite. Eu am încercat, m-am mormântat multe, foarte multe și nu s-a dus niciuna la mormântarea. Uitați și voi cum se poate dormi în această casă. Deci uitați-l pe Jiminy cum poate să doarmă, da? Să mai zică cineva că pisicile mele o duc rău și că sunt chinuite. Chiar sunt foarte chinuite, nu chinuite. Uitați-vă și voi. Ce pisică ați mai văzut voi să doarmă cu capul pe pernă, așa, și învelit? Spuneți-mi. La altă parte, se întâmplă un scurt circuit, că nu știm exact de ce prințesa s-a mutat pe covor, n-aș ști să vă explic, dar de data asta a ales să stea aici. De regulă stă prin alte locuri, mai confortabile decât covorul. Dar, da, nu știu. Aloha, salutare, salutare! Da, nu mi-am imaginat că o să încep altfel vlogul ăsta, dar trebuie să vă înștiințez că am o muscă aici, da. La mine, în luna decembrie, încă există muște. Nu știu! Nu știu de unde apar muștele, vă jur! Încerc să le omor, să le evacuez, să le nenorocesc, să le... Să scap de ele și ele tot la mine, drag. N-am murit încă. N-am murit. Lăsați-mă în pace. Plecați de aici. Când eram eu mică, circulau niște bancuri din astea cu muștele și cu furnicile. Cum stăteau unii într-o cameră plină de muște sau de furnici sau de țânțari. Și ziceau că omorau una și restul se duceau la mormântare. Și eu am mormântat multe, foarte multe și nu s-a dus niciuna la mormântarea Măstura Moarte. Da, dar eu mi-am făcut o... cociolată caldă, așa se numește mai nou, cociolată caldă. Și asta pentru că toată dimineața am făcut pe aici chestii, am aranjat, am făcut curățenie, am dezinfectat, am așa necesitat puțină ordine generală și am făcut asta. Și acum vreau să mă duc să fac un duș, dar mi-am dat seama că nu. Nu trebuie să mă duc să fac un duș, stați că mi se termină bateria. Ok, mă, mai bine. Pare rău. Nu am observat că este bateria pe terminate și că aș fi înlocuit-o înainte să deschid camera, să vorbesc cu voi, dar nu-i problemă. Revenind, ziceam că înainte să fac un duș, mi-am dat seama că trebuie să mă duc să mă decolorez. Că mi-am luat, finally, în sfârșit m-am dus și mi-am luat decolorant și mă apuc de treabă și pentru că atunci când am făcut clipul ăla cu rutina mea de îngrijire a părului sau cum încoafez părul și așa mai departe, că m-ați întrebat, vi le las în descriere sau printr-un card ceva pe aici pe sus mai repede, atunci mi-a zis să vă arăt cum mă tund. Eu am un clip pe canalul vechi despre cum mă tund și acolo vă explic în detaliu care e procesul meu de a mă tunde și trebuie să vă zic că am deja 5 ani de când mă tund. Așa, cam în jur de 5 ani am de când mă tund așa și de fiecare dată când folosesc metoda asta este senzațional părul meu, adică l-ați văzut că și pe Instagram când vorbesc cu voi și îmi vedeți scările așa și layerele, tot timpul îmi spuneți, vai, dacă de bine stă și ce bine arată și ce bine frumos ești tunsă, totdeauna aia e făcută de mine, mă rog, și când iese prost, tot de mine e făcută, dar când de fiecare dată când am schimbat metoda de a mă tunde și am încercat altceva, a ieșit un dezastru, a fost horror, așa că rămânem la metoda mea clasică. Și pentru mai multe detalii, vă las clipul ăla de acum câțiva ani în descriere. Este pe canalul celălalt, dar vi-l las în descriere ca să vă uitați la el ca referință. Și sfatul astrologului lui este să mai căutați și alte informații, adică să nu mă credeți pe mine pe cuvânt dacă vreți să faceți treaba asta. Dar astăzi ce vreau eu să fac este să iau mai degrabă din spate. Pentru că cu metoda asta de a te tunde, poți să iei din față și să-ți faci aici un fel de side bangs din ăla și iese foarte bine și nu trebuie să te mai chinui, să-ți răsucești părul, să nu știu ce și iese uniform. Dar ce vreau eu, aș vrea să nu iau atât de mult din lungimea din față, pentru că îmi place lungimea și scările din față, însă ar avea nevoie de un trim rapid aici pe...
pe vârfurile astea, pe lungimea asta de aici, nu foarte mult. Sau aș putea să nu fac, să nu aplic metoda aia, lasă-mă în pace, te rog frumos, am și o jumătate de ochi și pe la mine norocești. Așa, sau aș putea numai să iau pur și simplu vârfurile, că pot să fac și treaba asta cu foarfeca mea. Vedem la baie. Da, și mă și decolorez. Și mi-am luat decolorantul ăsta de la Londa, de data asta nu l-am mai folosit niciodată, deci s-ar putea să fie iasă un dezastru, s-ar putea să rămân cheală, să rămân fără păr. Văd se la vii. Nu l-am găsit pe ăla de la L'Oreal pe care l-am folosit eu în trecut, care este foarte bun. Există două de la L'Oreal, ăla colorista, parcă zice, decolorantul, pe care îl găsiți numai pe Notino, pentru că din magazine nu s-a scos, nu mai este. Și celălalt, Preferansul, decolorantul de la Preferans, care este mai intens. Cred că este mai puternic, oxidantul sau ceva, nu știu exact care e tehnologia din spate, dar pe cel de la colorista, vă spun pentru cine este interesant, decolorantul de la colorista l-am lăsat cam 40 de minute în păr și mi-a ieșit așa un degrade ok-ish, mi-a decolorat cam 3 nuanțe, pe când ăsta de la Preferans l-am lăsat vreo 15 minute în păr și am pe aici, cred că ați văzut, am niște șuvițe care sunt aproape albe-albe, da? Deci nu l-am lăsat super mult și chiar aș vrea să mai fac niște șuvițe din astea pe aici, pe dedesubt, că am văzut că se văd bine în clipuri, nu de alta, să le fac, cum îi zice, să le fac, unde ești, mă? Am o șuviță pe aici care este foarte deschisă. Uite, cred că voi o vedeți. Nu? Nu, asta din față. Mă rog, în fine. Și să mai fac, că se văd tare bine. Îmi place cum se vede și îmi place jocul ăsta de nuanțe mai închise, mai deschise în părul meu. Și dacă vă interesează, din mai, de când m-am decolorat ultima dată și până acum, atât mi-a crescut părul. Din mai. Atât. Asta este lungimea care mi-a crescut mie din mai, ca să vede că asta era fix la rădăcină făcută. Și da, atâta mi-a crescut mie părul. Îmi place foarte tare ideea asta cu decoloratul. Sunt poze și locuri unde nu se vede bine, dar asta s-ar putea să fie și vina mea că nu pozez cum trebuie. Dar așa, overall, mi se pare că se vede tare bine și e ca un baleaj așa, destul de natural și asta vreau să rămân pe asta. De principiu, nu-mi propun neapărat să fac o schimbare majoră de look, dar vedem, poate Dumnezeu le-mi ard părul cu de tot cu asta. Așa, și să vedem. O să mă uit pe instrucțiuni, că trebuie să citesc cu instrucțiunile, le-am căutat pe net și nu le găsesc. Să văd cât timp trebuie lăsată compoziția asta, că se face un cocktail aici, că e pudra decolorantă cu oxidantul, cu toate cele, nebunie întreagă. Și să vedem cât trebuie lăsată, ca să nu cumva să las mai mult să mă trezesc, că efectiv nu mai am păr. Dar scrie atât de mic, ferească sfundul, deci nu. Deci un om care vede normal nu vede pe chestiile astea, deci da. Da, cam asta ar fi update-urile și chiar mi-a scris, recent mi-a scris una dintre voi zilele trecute, mi-a scris, dacă te decolorezi, te rog să ne arăți nouă. Da? Uite-o, vedeți? Cât de deschisă e? Și mai vreau să-mi fac așa șuvițe. Da. Îmi plac când ies aici pe dedesubt, îi dă cumva volum părului, se vede că și cum ar avea volum. Și în rest toate bune și frumoase, brăduțul e fain, copiii dorm. Nu, unii la mâncare. Nu, Udi s-a dus să mănânce iar așa 10-a oară pe ziua de astăzi. Jiminy încă se recuperează că a avut o tură foarte grea. Nu vă spun că i-am pus... trebuie să-i fac chiar tratament de râie, pentru că umblă lelea, nu mai deschide subiectul cu castratul și toate cele, nu mai. Hai, pentru că nu este castrat și umblă lelea, bineînțeles că băiatul mi-a venit cu chiriaș, în primul rând, și cu râie în ureche. De chiriaș am scârpat, i-am evacuat foarte repede, că suntem deja experți în a evacua chiriași nedoriți, dar ce facem cu râia? Și pentru râie trebuie să facem tratament, cel puțin 10 zile. Și nu-i place, bineînțeles, aseară i-am pus prima tură de picături. Mamă, era atât de supărat și pe Tasu și pe mine, era atât de supărat. Deci nici după o oră când s-a plecat, s-a dus pe afară, când mânca urechea și s-a dus pe afară, era nervos, era morocanos, așa că are o privire din aia, zice că acum o fige cuțitul din tine. S-a întors tot așa cu privirea aia și morgonul și mârâia la mine și mă susâia încă nu mă, după o oră încă nu mă iertase. De dimineață a fost mai calm, dar săracul nu știe că diseară urmează runda a doua de
picături. Trebuie să-i fac minim 10 zile și după aia o să aibă neuron de tras din două în două săptămâni. Pentru că, dacă umblăm lele, dar, da, nu intrăm. Repet, nu mai intrăm în discuția cu castratul, că nu. Eu, asta este una din bătăliile alea pe care mi-am dat seama că nu o pot câștiga, cel puțin în cel privește pe Jiminy, că poate în alte privințe cu alte animale le-aș câștiga, dar în cel privește pe Jiminy este o bătălie pe care nu o pot câștiga. Și știți cum e? În viața asta câteodată sunt lucruri la care, sau bătălii pe care dacă știi că nu le poți câștiga, mai bine retrage-te, taci și vezi-ți de nervii tăi și nu te mai complica, știi, cam așa e, da, și nu mai. Dar cana mea este foarte frumoasă. Hai să mergem, să vedem dacă termină mașina de spălat, că de-aia mi-am făcut asta ca să stau aici și să vorbesc cu voi până termină mașina de spălat, ca să nu bâzâie în creierii voștri, că este exact ce trebuie într-o baie în care ecoul oricum este la maxim, da. Okidoki smoky. Acum părul meu nu se vede pentru că stă el în toate direcțiile, dar aici există o pantă așa și cumva treptele mele de la păr vin încoace, știți? Adică vin gradual să mai se văd. Pe Instagram vă zic, pe Instagram dacă v-ați uitat, sigur ați văzut cum îmi stă părul. Așa, și ce ziceam eu, scuze de eco, by the way, și a preferat să mă vorbesc cu oglinda, ca să mă vedeți. Ce ziceam eu este că aș vrea să iau de aici ceea ce aș putea să fac luând foarte cu și tăind în unghii aici. Aș putea să iau așa din... sau pe metoda clasică pe care mătut. Așa, pe care vă las în descriere, cum am zis, că am făcut deja clip și vă las în descriere pentru că mi-este mai simplu. Acum nu fac, nu urmez chiar îndeaproape metoda aia. Așa, pentru metoda aia clasică cu care mă tund eu, am nevoie de două elastice de păr. Împrind părul, îmi dau părul peste cap, împrind părul la bază, aici, și îl prind spre vârfuri, înainte de locul în care vreau să tai. Vedeți în clipul ăla și, vă dați seama la ce mă refer. Și skepsisul, șmecheria, cum vreți voi să-i spuneți, este că dacă vreți să aveți mai multe layere ca mine și mai scurte așa și să în față să fie foarte scurt, atunci trebuie să aduceți coada aia pe care o faceți cât mai aproape de frunte. Dacă vreți să tăiați mai mult din spate, din lungime, o să trebuiască să vă duceți cu coada către centrul capului, știți, în zona asta. Nu vă duceți prea pe spate cu ea, că o să vină în spate mai scurt și în față mai lung. Și nu iese, deși vă ați gândi, în teorie v-ați gândi, a, păi fac un bob din ăla, scurt în spate și lung în față, nu, nu iese. Cu metoda asta nu iese pe spate să fie scurt, adică nu o să iasă bine. Așa că nu vă duceți mai departe de unde simțiți voi, așa, unde intuiți voi că este centrul capului vostru, da? Deci dacă vreți să aveți multe layere ca mine și să fie părul mai scurtuț în față, că vă aduceți aminte că cu câteva luni eram pe aici, aveam pe aici, pe la sprâncene, atunci aduceți aici, fix la rădăcina aici în față, la frunte, la rădăcina firului de păr, aduceți coada. Bun, hai să facem totuși pe metoda clasică. O să fac pe metoda clasică, trebuie peria de toate sitilii și să încercăm pe metoda clasică și asta înseamnă că trebuie să mut camera ca să vedeți ce fac. Așa, în ceea ce privește tunsul pe metoda clasică, important este să vă pieptănați foarte bine părul când îl dați peste cap așa, da, să pieptănați super, super bine și să îl distribuiți uniform, adică să nu aveți mai mult păr în partea asta, mai mult într-o parte, să fie rotund pe rotund așa, pe semicercul ăsta pe care îl face capul vostru, să fie uniform distribuit, da? Trebuie să-l aranjez și cu degetele și uitați exact ce vă spuneam, da? Că vin, dacă vreau mai scurt să fie layerele mai scurte, vin și îmi fac coada aici. Dacă nu, mă duc mai încoace. Eu acum nu vreau atât de scurt și vreau să păstrez layerele. Cred că în celălalt clip explic mai bine. Cred, nu sunt sigură. Nu. Nu. Bun, cam așa. Vedeți? Am, nu știu dacă se vede, stați așa. Se vede? Am așa câțiva centimetri, coada mea se duce câțiva centimetri încolo. Bun. Oricum, nu e o știință exactă.
cel puțin în cazul meu, v-am zis, tunsoarea asta merge numai dacă aveți părul ondulat. Da, dacă aveți părul super slick, super drept de la mama natură, nu vă riscați că se vede dacă este neuniform. Când ai părul ondulat ca mine și dacă nu este uniform, se ascunde. Dacă aveți părul creț, iarăși, nu v-aș recomanda să vă tundeți așa, pentru că atunci părul are altă textură și stă altfel. Să... strângem bine, trebuie strâns bine ca să nu se miște coada. Așa. Și luăm al doilea elastic. Arăt foarte sexy. Așa. Mai pieptănăm o dată. Și luăm al doilea elastic. Și îl punem în apropierea zonei în care vrem noi să tundem. În cazul meu, zicem așa. Nu. Bine. Am și o șuviță. Mă rog, este și a doua care este de aici. Nu-i problemă. Înseamnă că voi tunde sub ele și atunci voi tunde partea din spate mai mult. Și am foarfeca, care este pentru tuns părul, în ciuda criticilor pe care le primesc, dar este toată foarfeca de tuns părul. Mi-am schimbat-o. Aveam alta care avea plastic aici, dar așa e tot pentru tuns părul. Era, nu era de carton. Așa. Și ce fac este să tund în linie dreaptă. Eu o să vin să tund, nu de aici, că e prea mult, să-l scurtez prea mult, o să tund cam atâta. Fix vârfurile, mă interesează și sunt cu precădere vârfurile din spate. Și numai bine... nu, pare rău dacă nu vedeți că nu dau seama ce vedeți sau nu în cadru. Așa... nu-i bai dacă nu ieși din prima tăietura dreaptă. Vedeți? Ca... atât am tăiat. Scăpam jumătate de jos. Așa... și așa. Deci nu-i bai dacă nu iese din prima, că o mai finisați voi după. Ideea ar fi să aveți un coș de gunoi la îndemână, ceea ce eu am pus jos. Așa. Și fiind părul sau coada groasă, cu cât aveți părul mai gros, cu atât o să se tundă mai greu. N-are cum să iasă din prima dreaptă toată povestea asta, da? Așa că lucrăm din aproape în aproape. Mai bine tăiați... inițial tăiați mai puțin și după aia vă duceți ușor, ușor, gradual vă duceți în sus, că nu tăiați mult din prima, da? Că, de exemplu, dacă tăiam de aici, de unde am pus elasticul și după aceea mai gândeam să finisez până aici, te ajungeam iară cu el până la barbă și nu e ce-mi doresc. Bun. Aproximativ. Aproximativ. Stai așa că... asta e mai lungă. Așa... repet, este o tunsoare pentru persoanele care au ondulat și casca nu iese bine, nu ies, alea se pot camufla. Bun, acum vin cu asta de filat, că am și foarfecă de filat și filăm vârfurile. Dacă n-aveți foarfecă de filat, nu-i mai filați cu cealaltă, nu-i problemă. Și trebuie să filate vârfurile ca să... nu arate ca naiba, că o să arate rău, dacă o să arate ca tăiate cu toporul. Trust me, been there, done that, nu ne mai trebuie, prin urmare, filon vârful codiței. Așa. Și tot procedeul ăsta mi-a 5 minute, adică eu mă tund în 5 minute, de-aia pot să-mi dau refresh foarte repede, dacă simt că am părul uscat sau ceva. Pot să-mi dau refresh foarte repede la păr, nu am... și v-am zis că din rațiuni, nu din rațiuni economice, că nu banii sunt o problemă, ci faptul că efectiv n-am găsit pe cineva să mă tundă, să am scărilele așa cum le am eu acum în prezent. Că aia e tunsoarea cu care stă cel mai bine și care mi se potrivește și care, pe care o și acceptă părul meu. Așa. Pentru cine nu știe cum se filează cu foarfeca normală, pur și simplu luați coada, o separați pentru că o să fie foarte groasă și faceți așa, tăiați pe vertical cum a venit, până vedeți că se mai subțiază. Bă. Este bine că totul a căzut fix pe lângă coșul de gunoi. Minunat! E ca și cum aș fi aspirat astăzi. Cum aș fi spălat pe jos.
Oricum, astea sunt chestiuni de milimetru, adică nu o să luați foarte mult din lungime dacă faceți așa. Dar v-am zis, e vorba de finisare, e de vorba de aspectul final, care arată mult mai bine dacă faceți treaba asta. Again, trust me, been there, done that, ne-am testat pe toate. Bun, și cam asta este. Dau cu. Așa. Și trecem la faza a doua. Faza a doua este la oglindă. În faza a doua, dacă s-ar putea să nu-mi bag în ciocolată păr, ar fi minunat că mi-am luat ciocolata cu mine, desfacem elasticul, care nu se desface cum le desfac eu și știu că lumea urăște elasticele astea, dar mie îmi plac. Fie că aveți sau nu cărare pe mijloc, pentru pasul ăsta trebuie să vă faceți cărare pe mijloc ca să vedeți dacă ați făcut treabă bună, ca să vedeți dacă treaba e simetrică. Bun, hai să vedem. Facem cărarea cât de cât pe mijloc. Și acum este momentul adevărului. Stați că eu nu văd, știți că eu sunt... vin pe... la mine curentul e pe... Așa, și duceți cărarea chiar dacă este inestetică. Aici nu vorbim de a face ceva estetic pentru moment. În ceea ce privește cărarea asta, o duceți cât mai mult în spate, așa, o duceți până crește tu capul, cât mai departe, așa, ca să puteți împărți părul în două. Foarte important, ca să vă dați seama dacă ați făcut sau nu ceva, sau dacă ați dat rădeu. Așa, cred că așa. Au, deci te-ai încurcat. Aha, și am făcut exact ce am vrut. Și anume, am luat din lungime. Stați că, vedeți? N-am separat-o aici la... La spate nu l-a separat perfect. Nici ăsta. E, durează puțin până îi găsiți skepsisul. Bun. Și acum, cum verificați dacă ați făcut treabă bună? Pentru că vedeți, uite, de exemplu al meu este ondulat. Și verificați în felul următor. Luați șuvițe din același punct. Plecați cu șuvițele din același punct și de preferat să fie la fel de groase. Și observ că, uite, pe partea asta este mai lungă, deci o să trebuiască să fie puțin să mai iau din ea. Da? Și mai luați așa, de aici, alte șuvițe, plecați din același punct, să fie relativ asemănător. Așa. Da. Deci numai un pic în față e o mică problemă, na, probabil nu s-a aranjat părul, dar rezolvăm, stați. Să zic că sunt mușurițe la fel de groase. Le aduceți așa în față și dacă se unesc vârfurile și nu e unul mai lung ca celălalt, atunci înseamnă că ați nimerit-o, da? Bine, faceți și în spate la fel. Asta. Perfect! Și cele mai importante din punctul meu de vedere sunt astea din față de aici și eventual astea, ultimele, partea cea mai lungă, să mai verificați, restul pot să fie, na, exact sense, dar astea cel mai le mai lungi să fie la fel să se potrivească. Ia să vedem care e cea mai lungă pe partea asta. Și le dibuiți de la vârf pe astea. Așa. Să vedem. Aha. La fix. Da, numai un pic aici. Numai o țâlă care e pe partea asta. Am probleme. Și pentru că sunt dreptace, nu pot să tai cu stânga în unghi. O să vin cu asta de filat. Și o să iau așa. Tot în unghi. Am mințit. O iau pe cealaltă, că mi-e mai simplu. Așa. Vin și iau în unghi. Puțin de... Așa. Ia să vedem. Era mai lungă aici șuvița asta din față, care de obicei așa mi se întâmplă una din șuvițe, orică parte pe cealaltă este. Bine, mai e și de volumul pe care l-am aici la rădăcina, care nu e totdeauna constant. Pe ambele părți, știm deja. Așa. Dacă vă faceți cărarea pe o parte, este foarte important, după ce ați făcut procesul ăsta, să-l dați. Să vă faceți cărarea voastră normală și la fel să verificați. Ia să vedem acum cum a ieșit. Acum e mai scurt asta. Văd că nu. N-are nimic. Aici pot să vin în unghi. Este mult mai ușor să vin în unghi. Și facem așa.
Și cu asta când tăiați, nu vă duceți direct, ci faceți așa, mergeți pe lungime, cum ar veni. Ok. Așa, gata. Astfel se mai pot fi disaiele și pe parcurs, adică nu trebuie să vă faceți griji și dacă vi se pare mai lungă la un moment dat, puteți să mai veniți să îndreptați cu foarfeca. Și cam asta este partea de tuns. Atâta e. Asta e tot. Am terminat. Efectiv, va dura mai mult explicatul decât procedeul în sine, că dacă îl fac fără să vorbesc, mi-a, am zis, 3-5 minute, cam atât am iat procesul ăsta. Bun. Acum, trecem la vopsit. Da, la decolorat. Îmi decolorez părul după ce mă tund, de obicei, pentru că nu știu de ce, dar mie mi se pare o risipă de material să îți faci părul, să ți-l vopsești, decolorezi și după aia să-l tunzi. Nu știu de ce. S-ar putea să fie numai în capul meu o prostie, dar așa. Ignorați aspectul ăsta, dar eu așa vreau. Și ne gândim ce facem. Plecăm tot așa de la ideea că avem cărare, da? Tot așa cărare cât mai bine făcută ca să... Au! Am lăsat peria în partea aia și de... Ok, nu-i cu asta. Oricum, o să vă trebuiască așa, piaptăn. Un piaptăn de genul ăsta ajută foarte mult. Iarăși, elastice clame de păr agrafe, ceva, n-am decât elastice, n-am altele. Și soluția voastră de... Așa, v-am zis, o am pastă de la Loncoron lor și văd că pe ăsta chiar scrie că oxidantul este de 6%, pe alea de la L'Oreal nu scrie, sau pot fi scris și n-am văzut eu, nu știu exact, alea bănuiesc că sunt vin cumva mai echilibrat sau habar, nu știu. Încercăm, vedem, dacă muri, dacă rămân cheală, voi nu faceți ca mine, da? Bun, începem, o să pun oxidantul. Le punem oxidentul. Am un bol aici, ce nu vedeți. Ce fac eu acum este să pun oxidant într-un bol. O să pun și niște balsam de păr, că 6% nu știu de ce, dar sună mie foarte mult. Parcă n-aș vrea să mă fac albă. Știți? Și o să pun niște balsam ca să-l mai potolesc puțin așa. Nu mult. Cam cât aș aplica la o șamponare și vin și cu pudra de decolorare. Acum... mi-a intrat pe nas. A, e albastră, splendid. Acum, dacă o să bubuie ceva și nu mă mai vedeți, asta este, v-am iubit. Ne auzim. S-a topit mama asta? Nu s-a topit. Așa. Dacă nu s-a topit pensula asta, că n-am găsit și eu cu ce să amestec asta decât cu o pensulă. Dacă nu s-a topit asta, suntem bine. Bun. Ce voi face eu în momentul de față? O să-mi fac părul în 3 secțiuni orizontale. Da? Așa, una, două și a treia. Adică, îmi bag pe aici de la tâmple, îmi bag părul încoace, degetele, am vrut să zic, dar mă rog. Chiar dacă o să arăt foarte hidos pentru următoarele cadre, suportați-mă așa, dacă vreți să știți ce fac eu când mă decolorez, da? Pentru că ăsta e procedeul, pare rău. Sunt foarte profesionistă, după cum vedeți, extrem. Sunt mama profesionismului în ceea ce privește părul, dar mie îmi iese, nu? Și până la urmă asta e tot ce contează pentru mine. Bun. Așa. Apoi. Relativ. Nu, trebuie să fie. Nu, țin. Apoi, de deasupra urechilor, vin iarăși și mai fac o secțiune. Eu neavând mult păr, aș putea să ies și onorabil și cu două secțiuni, dar am zis să fiu puțin mai precisă. Dacă aveți mai mult păr, va trebui să faceți mai multe secțiuni și să nu aveți grijă să nu fie foarte groase, pentru că vă vor ieși șuvițele, mai, o să vedeți mai încolo, mai groase și nu e ok. Un alt elastic. Bun. Și secțiunea numărul 3. Așa. Aici, pe partea asta, partea interioară, care cumva vine în interior, aici o să vreau un pic mai deschisă, că v-am zis că vreau șuvițelele mai deschise, și pieptănă, să fie bine pieptănată secțiunea. Nu folosesc folie, adică până acum n-am folosit folie, dacă vreți voi să folosiți folie, să țină mai mult treaba voastră, mai vorbi și cu stiliști, eu nu folosesc folie. Ia, și acum pot să verific dacă este și layerul făcut ok. Nu prea am prins și eu părul ok, dar da, e bine. Bun. Și ce fac? Pur și simplu este să-mi iau șuvițe.
O să iau șuvițe scurt, nu foarte subțiri, dar nici foarte groase, cam așa, cam așa le iau. Și iau decolorant cu mâna. Voi puneți-vă mânuși, eu sunt extrem de incapabilă cu mânuși. Nu pot, am încercat cu mânușile și nu-mi iese. Deci am încercat și a ieșit tot un dezastru, era să rămân fără păr. Deci de-aia am renunțat la a face povestea asta cu mânușile. Sper că vedeți ce faceți acolo, că nu o să mai pun mâna pe cameră. Și prima dată vârfurile le îmbib foarte, foarte bine în decolorant, după care vin și fac povestea asta așa. Da? Ca sus, pentru că atunci când sus se decolorează, să nu rămână culoarea tăiată așa, știți? Să nu fie... Să se vadă foarte clar unde se termină partea decolorată de cea nedecolorată, da? Vin și o fac așa. Da? Bun. Și o dau pe spate. Apoi vin, iarăși, hai să iau din interior, că am zis că vreau un interior să am mai mult păr decolorat. Deci, să ne înțelegem, înainte să înceapă să-mi sară cineva în cap, nu sunt hairstylist. Și în al doilea rând, nu recomand să faceți chestia asta dacă nu aveți încredere în voi, da? Duceți-vă și mergeți, puneți-i pe oamenii care se pricep la treaba asta să facă lucrul ăsta, adică nu trebuie să faceți ca mine, dar mie mi-a ieșit deja de mai multe ori și v-am zis că la mine e o problemă cu oamenii pe care îi găsesc să lucreze la părul meu. N-am eu o problemă dacă mi-ar tăia mult din păr, dar... Nu prea reușesc să-mi fac, găsesc oameni care să-mi facă ce trebuie mie. Bun. Din fericire, dacă am pus balsamul ăla, nu miroase atât de rău oxidat, că drumul ăla nu mai murea până acum. Bun. Și iarăși, uite, iau șuvița asta. Și dacă mă întrebați dacă mi se usucă pielea, da, se usucă, dar o să-și revină. Fac mască pentru mâini. Trece. Și de aici. Și încep cu partea de jos, pentru că partea de sus nu o să stea la fel de mult timp să se decoloreze. Pentru ce vreau eu, pentru forma asta de baliaj pe care o vreau eu, da? Nu o să stea atât de mult și nu o să fie atât de deschis pe partea de sus. Și asta îmi doresc, adică pe măsură ce te duci în jos și pe măsură ce intri pe interiorul părului, cum ar veni aici spre gât, vreau să fie mai deschis părul, nu invers. Știți? Este un anumit tip de baliaj pe care îl vreau eu. S-a închis camera. Yay! Și am făcut partea de jos, am terminat-o și acum am trecut la a doua secțiune pe care o fac la fel. Adică nu vă imaginați că e cu mult diferită. Și revenind la ce spuneam, îmi zicea cineva că trebuie să lași lungimea nu știu cât și baza, adică ăsta, rădăcina, la rădăcina nu știu cât să lași ăsta, decolorantul. Da, e adevărat, dar depinde și de ce îți dorești, înțelegeți? Depinde și de ce vrei tu să obții. Eu vreau ca la rădăcină să fie mai mult culoarea mea naturală, ca să n-am probleme, să pot să fac treaba asta odată la 6 luni, că cam așa o fac, nu o fac mai des. Și asta pentru că nu se vede neapărat că mi-a crescut părul, sau dacă se vede, se vede cumva mai potolit așa. Și dacă vreți voi și vreți să fiți excesiv de minuțioase, puteți să numărați câte șuvițe ați făcut pe parte, să faceți la fel și pe partea cealaltă. Eu nu mă complic cu asta, pentru că oricum o să vedeți cum se decolorează. Așa, eu neavând super mult păr și ne făcându-mi tot părul uniform, îmi ajunge o cutie de decolorant, nici n-am ce să fac cu toată. Așa, asta o dăm deoparte, că cu tine vorbim după, nu te mai băga tu în față înainte. Bun, hai să nu pasă. V-am zis, eu mă decolorez nu pentru că vreau să pun vopsea peste, ci mă decolorez pur și simplu pentru că vreau să scot din pigmentul meu natural și să revin la o culoare pe care am avut-o în trecut, adică
blond deschis, un roșu, nuanțe pe care le-am avut în trecut în părul meu. Și atunci scoatem din culoarea pe care o am acum, din pigmentul pe care l-am acum și cred că mama mi-a picat de colorant pe ceafă, că mă ustura. Which is amazing! A, și o altă parte bună, apropo de asta cu usturatul, este că nu mi-ajunge vopsea pe scalp. Bineînțeles că-s conștientă că lucrurile astea vor merge câțiva ani. E după aia când vor începe să apară grei, the greys, nu o să mai discutăm așa și nu o să mai fie ăsta procedeu și atunci o să chiar o să trebuiască să-mi găsesc un om capabil să facă ce vreau eu, dar ca idee niciodată nu voi renunța la blond. Never, ever, ever. Și contează, bineînțeles, contează și cantitatea de decolorant pe care o aplici, cât este șuvița de groasă, iar eu îmi dau seama de cum modelez șuvițele, îmi dau seama cam cât, dacă am. Și faptul că nu am mânuși și mâini, iarăși mă ajută să am control asupra cantității, o simt. Simt dacă am luat o cantitate mai mare sau mai mică decât inițial și de what? Așa și vârfurile am zis. Așa. Și acum îmi curăț bine sprâncenele să n-am nimic până în el, nu știu ceva am rămas. Și îmi dau cu un pic de decolorant și în sprâncene pentru că nu-mi plac deloc. Nu-mi place deloc nuanța pe care o au. Dacă știi și unde am pus pe pensula aia, vedeți. Special am luat-o pentru... Uite aici, sunt și ca să vedeți cam atâta de colorant mi-a rămas. O să vin cu un spoolie din asta pentru sprâncene. Și dăm și sprâncene. Pentru că știți că nu-mi plac. O să am cel mai probabil iarăși sprâncenele portocalii bățlavii. Dar între a avea sprâncenele portocalii și nuanța asta cenușie închisă o something, acum mi-am dat seama că e aproape de cicatrice și că nu prea e indicat ce fac eu. Whatever, o să am grijă. Deci între a avea sprâncenele portocalii și ale avea nuanța asta, cred că sunt mai bine portocalii, că pot să le acopăr cu ce fac vreau eu, în ce nuanță vreau eu. Adică... Că sunt prea închise pentru mine, sunt prea închise pentru... Și mai ales acum când fac valeriajul ăsta, este prea închis nuanța sprâncenelor. Și oricum, nu o să las pe sprâncene, nu o să las atât de mult decolorantul. Și cam asta e tot. Acum, după ce expiră timpul, deci, pe la și 21 mi-am terminat prima secțiune, asta de jos, care văd că deja s-a decolorat destul de bine. Vedeți, de aia zic că nu știu de timp cât să lăsați în funcție de părul vostru, de cât este de gros firul vostru de păr, de cât vreți de deschis sau nu de închis să rămână părul. Vă uitați la el, că se vede, se vede. Chiar și ăsta care este albăstru, așa, are pasta asta albastră, tot se vede cum îl decolorează. Și mă voi spăla și mă voi spăla cu șamponul la mov, stați care e aici. Cu asta. O să mă scol cu asta, ca în cazul în care vrea reflexii verzi să nu le primească și după aceea mă usuc, îmi dau crud balsam. Rutina clasică de fapt. Iar cu voi mă văd după ce termin ca să vedeți exact ce a ieșit, dacă am rămas chiar sau nu. Cam așa arată degetele mele, în caz că erați interesate. Da, asta a uscat puțin pielea, dar nu. Nimic ce neobișnuit pentru mine, că eu oricum am pielea uscată. Ok, gata! Mi-am uscat părul, mi-am făcut duș, toate cele. Nu știu cum se vede la lumina asta, îmi pare rău, dar este întuneric afară deja.
de la nord, de la vremea asta oribilă, cam așa arată. Mi se pare că arată puțin mai portocaliu decât mi-aș dori eu, dar așa mi s-a întâmplat și data trecută. Primele două zile arăta mai portocaliu, după care m-am spălat iarăși de vreo 2-3 ori, m-am spălat cu șamponul la mov și s-a reparat culoarea, adică n-a mai fost așa morcov cum e acum. Și bănuiesc că la fel o să fie și acum. M-am spălat cu ăla mou și mă spăl și mâine și poi mâine o să mă spăl tot cu el și o să se tempereze puțin culoarea asta, o să se tempereze nuanța asta de portocaliu pe care o are. Dar da, cam așa arată, nu știu cum arată la spate când mă văd, sper că arată bine, dacă arată rău, asta este, am dat o bară, puteți să-mi scrieți mai mult să pe spate. Cam așa este și cam așa, cam asta este... Și tunsoarea este aceeași, parcă e doar că a scurtat puțin din vârfuri, l-a luat și de aici, din față și de jos de aici. Deci cam așa arată relativ ok. Mie îmi place cum este și mi-am zis nu mă îngrijorez, o să vedeți că în clipurile viitoare o să vedeți că sunt un pic mai ok, mai normală, nu atât de portocalie. Sprâncenele s-au decolorat puțin, nu excesiv de mult, că n-am lăsat decât vreo 5 minute decolorantul, dar s-au decolorat puțin. Cred că dacă mă supăr de seara le mai aplic o doză de decolorant. Nu știu, mă gândesc. Mai las decizia asta pentru de seara să mă mai gândesc. Deci mă mai gândesc cu sprâncenele, văd dacă le mai decolorez odată de seara. Par relativ ok, să vedem. O să le dau puțin cu creionul, să vedem cum să văd. Dar de principiu cam așa. Am zis, nu vă impacientați dacă apare portocaliu, folosiți șampon din la mof și se pune, să-și revine. O să-și revină și la mine, că și data trecută când m-am decolorat, l-am văzut, era mai portocaliu decât acum. Wow, și când l-am văzut așa zic, mamă, ce am făcut, zic, mă tun periuță. Zic, dacă trebuie să mă tun periuță, dar nu, n-a fost cazul. După 2-3 spălări cu șamponul la mof și-a revenit, așa că da. Și acum mă duc la magazin pentru că vreau să iau ceva, trebuie să cumpăr ceva ca să fac ceva bun de mâncare în seara asta, pentru că în seara asta mâncăm traditional, dacă tot am fost primit pe la fast food-uri și pe la astea, seara asta mâncăm acasă traditional și vreau să fac ceva ce seamănă cu o pomană a porcului, cică. Să zicem, doar că mie nu-mi plac organele, nu mănânc organe și nu mănânc așa și voi face ceva similar, oarecum, să zicem. Eu așa, cu titlul de pomană. Whatever. Da, am plecat.